Hai să bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon. Justine, închide și tu ușa. Cristiana e lângă noi, dar bine, pleacă că este aici cu Tazi. Hai, Tazi, stai la mine, hai. Nați-o aceea, ei nu stă, ba stă că e fata cu minte. Hai, tă cu fetița aceea, așa, bravo, fetiță, bravo. Așa, filmăm aici și cu Taz în brață. Că e călduț și veni la mine, că arde caloriferul ăsta de zici că, nu știu, zici că ia foc casa. Să nu o deranjăm pe Tazi, bine. Bă, fraților, suntem aici cu un tractor. După cum puteți vedea, este un tractor de la Top Gear. Da, lua-i curbă invers, voiam să mă dau în partea cealaltă, dar nu contează. Dacă ești la Top Gear, n-am terminat încă, mi se pare, toate nebuniile. Mai avem ceva, unde este, măi, Top Gear-ul? Ia uitați-l. 5 din 7, bine, n-am făcut la toate steluțele, n-am știut că trebuie să le faci ca să-ți dea toate șmecherile. Dar ne-a dat câteva mașinuțe, printre care și acest frumușel tractor. Mi se pare destul de interesant și chiar e un pic sfâșnez, adică pentru un fucking tractor. Ops, luam stâlpul. Acum nu este evoluat tractorul încă, dar ia curbe foarte, foarte șmechere. Bine, acum vă dați seama că nu o să fie cine știe ce viteză uman tractorul ăsta, dar l-a 142. Da, e cam puțin el. Dar o să trebuiască să-l, cum se numește, să-l tunăm. Ideea știți care este? Că e foarte bun pe off-road, vă dați seama pentru off-road ce este. Este, cum se numește, pentru cross-road country din ăla nebunii, știți? Nici dirt racing. E cum, ca un fel de jeep-ul ăla de la avem noi. Și e foarte bun pe curbe, după cum puteți observa. Haideți să-i facem noi un ăsta. Ia, go to festival. Oh, tragi, nu așa. Gata. Face fetița nani, da. Așa. Garage, upgrades and tunings. Haide să vedem, că vreau să văd ce îi putem schimba la asta. Chiar sunt curios de tuning la acest micuț tractorel. Ia, tată. Ăsta îi băgăm și noi un alt motor, că suntem șmecheri, mă gândesc. Așa, ia să vedem. Bă, mamă, dacă îl facem 4x4, că îi scade. Dar ia stai, că poate putem să-i băgăm alt motor după ce îl facem 4x4. Oh, băliu. Bă, cred că tractorul nu prea trebuie făcut 4x4, a? o să-l tunez așa, dar mie că după e mai nasol. Haide să-l lăsăm așa, momentan, și vedem după ce face. Mamă, mă încurcă capul lui Taz. Și nu vreau nici să o deranjez. Bine, asta se pare că nu putem schimba. Ce, fata, la ce te uiți acolo? Așa, ăsta aici, ăsta așa, differential two ways. Dacă nu ne iese nouă bine, oricum avem mereu soluția de a-l lua de la alți fraieri, deci. Oho! Crește asta ceva la frânare. Eficiența. Așa. Bă, dar mă enervează că n-are ce să-i scoată de pe al gen. Știți că mai scădea ăsta, nu viteza, cum îi zice, mă? Greutate. Dar se pare că nu prea vrea. Băi, da, deci dacă îl faci 4x4 nu e șmecherie. Ia să vedem să-l scoatem. Și acum are ceva mai multicel. Ia să vedem cât are overall-ul. 796, oricum nu e mare șmecherie. Știu că văzui unele mult mai bine, mult mai ok. Are undeva la 800 și un picuț. Haideți să dăm abandon setup. Eram curios să văd dacă are cumva alte tuninguri, dar se pare că tot asta... Asta pot să-l schimb el. Deci uitați-vă, 700. El, dacă îl vrei de curse și nu știu ce, e bun de 700 pentru că are handling mare, așa cum vă zisei, și na, cam asta ar fi în principal. Dar el, în mod normal, dacă vrem să-l luăm noi așa de ăsta, uite, astea două sunt cele mai bune, se pare. O să-l luăm pe ăsta de 813 cu 5 popularitate. Văd că sunt unele care au și mai mare speed-ul. Ia uitați, 6-7 și mai era unul 6-8 parcă. Nu, e 5-8, nu 6-8. Ok, haide că-l luăm pe ăsta cu popularitate mare, pentru că momentan noi nu-l folosim la... Ia uite cum stă asta cu piciorul în aer. Nu-l folosim la... Ia uite ce superie proasta. Eu mai făcut eu odată un tuning ca să-l testez. Nu mai știu de ce-l făcui, sincer, să văd cât prinde parcă. Ah, mă, nu, a avut să-i nevoie la o săritură. Și zic că poate o fi bun tractorul, dar până la urmă nu prins atât de mult cât aveam eu nevoie. Și îl lăsarăm. Ah, cred că mi-intră un fir de păr în gură. Simt ceva, nu mai contează. Băi, ia, haide să vedem. Oricum, se vede că e mult mai fâșneț acum.
Bă, cred că prinde un 200 tractorul ăsta la dragul, mă credeți? Da, arată și șmecher, frate. Fucking tractor, în pui mei. 3, 2, 1, hop! Că nu mai așteptăm, că văzurăs că e la... Bă, pleacă greu de pe loc, ce-i drept. Gen prima bucățică. Dar după, ia uitați-vă și voi, vă ziceai că prinde 200. 207, chiar 207. Bă, pentru un fucking tractor, eu zic că e foarte șmecher. Bă, în mod normal noi n-am avea voie să ducem tractorul pe autostradă, dar o să facem asta ca să vedem ce... Autele, ia, facem ăsta, cum se numește, optulețe cu tractorul, ia uite, wow, bine, bă, dar se fuge cam repede. A, da, fuge de cur repede, cred că trebuie să mai prindă un pic de viteză și trebuie să-i țin contra mult mai devreme decât la mașină, vedeți? Ia uitați și voi cum se duce. Cred că are foarte, foarte mare cuplu pe spate. Și din cauza asta, nu având roțile foarte mici pe față, nu prea reușesc să-l controlez bine la nebunile ăștia. Ia, hai, fraților, haide să ne punem pe arat. Trâng, trâng. Ar fi și mecher dacă ai putea să ari, pe bune, dacă nu, sau măcar să-i pui, măcar să-i pui porcăria aia în spate, știți? Vrum, 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 vrum. Farming Simulator, chiar seamănă cu ăla din Farming Simulator. Top Gear Tractor. Bă, în viața reală nu o să-ți prindă niciodată un tractor 200, dar, na, ăsta e un tractor ceva mai special, ca să zicem așa. Bă, arată șmecher, chiar arată șmecher. Și știți care e faza? Că e un fel de, e ca un fel de cap de tir, ați văzut? Trece mult mai repede prin nebuniile astea. Adică nu prea îi scade foarte multă viteză când dă în copăcei în nebunii, bine, copacii pe care îi poți sparge, că dacă din aia de nu îi poți sparge, e clar că n-ai cum să, adică se oprește complet, vedeți? Dar e foarte interesant. Haide să mergem cu el la, uite mă, aici puteam ara dacă chiar voiam. Vrum, 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 vrum. Haide să mergem la ăsta, la autostradă. Autostrade. Asta zici că e moartă aici, vă mâncați așa. Stă cu un picior așa în afară, cu unul în partea aia, altă pe lângă picior și cu capul așa. Deci parcă e leșinat aici. Hai. 3, 2, 1. Bine, aici oricum nu vrem să-i aflăm top speed-ul, nu cât de repede îl prinde. Bine că contează și cât de repede îl prinzi, pentru că în curse, de exemplu, dacă tu ajungi la 400, dacă tu ai, să zicem, 410 ăsta, dar 400 prinzi în câteva secunde, rahat, e logic că o să fii foarte bun pe curse, pentru că rare ori pe curse ai tu timp să-i dai maxima. Foarte rar. Rar. Bă, ia uite, bă, tractorul, na. Mă așteptam să nu prindă nici 300, oricum, aia e clar. Pentru că vă dați seama, fraților, că e fucking tractor și... Are speed mic. Nici nu luarăm noi ăla de speed foarte mare. Mai era unul de 6-7, dacă nu mă înșel. Și am putea să încercăm să luăm și pe ăla, dacă vrem. Ăla cred că ar trebui să prindă, da, dăduin ăla, ar trebui să prindă la un 300 și ceva. Haide că îl putem schimba de aici și dăm decât teleport. Ia, unde ești, mă? Ăla cu 6-7, parcă a avut 6-7, ia uitați-l. Popularitate mai puțină, dar are mai mult, la cam toate mi-arată mie care avea mai mult, nu înțeleg de ce, da. Deci mi-arată efectiv că are mai mult la toate. Hai că vedem acum care este diferența între cele două. Bam, dăm din nou, pentru că tot din partea asta e cea mai mare viteză. Aici, da? Pac, perfecto. Perfectamento. Ia uite asta ce se tot mișcă aceea. 3, 2, 1. Și plecai deja. Hai, tată, prinzi mai mult tractorașule. Hai. Ar trebui să ia, nu știu, vă zic că la kilowatt sau cum se numesc ăia, la cai, practic, nu fumare diferență. Dar la overall, la de ZK, la speed, arăta că ar trebui să prindă mai mult, dar m-am cam lecuit eu de nebuniile ăștia ale lor. Bă, are 5 viteze acum, din câte îmi dau eu seama, data trecută parcă eram pe a 4-a, dar nu cred că prinde mai mult, cred că prinde chiar mai puțin. Deci avem tot pe acolo, 274. Doar că acum ar arăta că ce că ar avea mai mult el, dar nu prea are. Ia uitați, vedeți cât de greu scade viteza, uite și când dai mașini și ăstea. Pentru că e foarte, foarte mare și greu până la urmă. Ia, cât sunt, curios chiar, câte kilograme are. Ia băi, domnule tractor, ia mă. Oho, 2 tone și jumătate aproape, 2 tone, 330.
E ceva, frate, 2 tone 300 de mâncați așa. Bine, fucking tractor, adică... Vă dați seama că doar... Na, dacă avea ceva pe... Oh, shit. Dacă avea ceva și pe el, era mult mai nasol, dar... Na. Wow, ce m-am speriat. Ce ai, Justine? Ce cald e. Bă, ăștia mereu se plâng că, vezi, doamne, ar fi cald la mine în cameră. Bă, chiar e. Arde ăsta de... Ia să vedem, frate, putem să urcăm cu tractorul pe munte. Wow. Bă, dar oricât n-are niciun stres, ești nebun. Au! Ok, shit. Asta nu cred că e foarte drăguț. Nu cred că este foarte drăguț. Ia să vedem, tata. Hop! Wow. Îmi place că se controlează foarte șmecher pe asta. E, vă zisei, seamănă la controle cu Jeep-ul ăla. Bine, Jeep-ul are ceva mai mult. Jeep Trailcat ăla e... Nu știu, frate, e OP. Cred că tractorul ăsta, sincer, dacă i-aș face eu nebuniile alea, s-ar putea să se poată ridica pe 2 roți. Gen, dacă am face alea, cum a făcut Grasul pentru mașina lui Van Diesel, știți? S-ar putea să se poată ridica pe 2 roți. Fugită zinoaca, o deranjai prea mult, o enervezi, plecă să tolăni în pat. Mamă, dacă de mari sunt ăștia, cred că poți să ajungi la ele, ia. Chestiunile ăștia. Baum! Da, logic că n-a puțin nimic. Bă, da, oare ăștia chiar atât de bine? De fapt, cred că... Na, cam așa de mari sunt. Dacă nu ar fi și mai mari. Dar cred că sunt full de fier ăștia, a? Bine, de fapt, nu prea cred, a? Că înăuntru, practic, trebuie să intri cumva. Vă zic că parcă ar avea o... Cred că mă blocai. Parcă ar avea o portiță prin partea asta. Da, ia, vedeți? Deci nu e full de fier. Adevăr e că vă dați seama câte tone de, sau zeci de tone, sau sute de tone de fier intrau aici. În toată porcăria asta. Dar cred că și fac ceva curent, mă gândesc eu. Mă, dar chiar noi pe aici pe unde suntem, că nu mi... A, păi da, ce-am căutat eu pe aici? Că în mijlocul ăsta nu e mai nimic, sincer să fiu. Bă, fraților, ăsta a fost tractorașul. Din câte știu eu, ar trebui să mai fie niște mașinuțe șmechere pe la Top Gear. O să joc eu și o să trebuiască să fac 3 stele, că n-am făcut la toate și am mai pierdut câteva, bine, am pierdut, că mi se pare că le poți reface dacă nu, câteva mașinuțe. Au, what the fuck? Mă, ce pui mei cu asta? What? Ăsta e pomișor, ăsta e un bug. Gen, e pomișor mic, dar e, n-ar... adică ăsta ar trebui să se poată sparge, pomul ăsta. Ia să vedem, că mai e unul în partea asta, e tot la fel? Ia, na, bine, eu sunt și dobitoc așa un pic. Ia. Da, mă, e la fel. Mă, ăsta nu e... Mie așa mi se pare că ar fi pomișor din ăla mic de s-ar putea sparge. Uite, ăștia nu se sparg. Dar ăștia la alți ar trebui să se poată sparge. Vedeți? Ăștia. Bine, ăsta sunt un pic mai subțiri totuși decât ăia. Da, se poate ca din cauza asta. Bă, fraților, cam asta o să fie cu episodul cu tractorul. Arăm pe aici frumos. Ar fi chiar ar fi șmecher dacă ai putea să ai o asta. Neapărat să poți să ari la ăsta propriu zis, dar măcar să ai porcăria aia după tine, să eu pot spune. Sau poate chiar poți și nu știu eu, dar nu cred, nu știu ce să zic. Cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un mic like ușor acolo dacă v-a plăcut. Și noi, ca de obicei, am intrat într-o livadă cu tractorul și noi o să ne vedem data viitoare. V-am pa, pa, pa!